Bine v-am găsit! Românii au devenit mai educați financiar decât în urmă cu un deceniu, dar interesul pentru diversificarea investițiilor este încă la un nivel scăzut. Putem spune că suntem o țară de proprietari pentru că avem cel mai ridicat procent de persoane din Uniunea Europeană care trăiesc în propria locuință. Dar când vine vorba despre averea financiară, suntem tot la coada clasamentului. România are o avere financiară pe cap de locuitor de puțin peste 5.800 de euro. Ne referim, desigur, la banii plasați în diverse fonduri. Mai puțin decât un bulgar care deține o avere de 7.700 de euro. Media europeană este de 65.000 de euro, adică de 11 ori peste cea din România. Să vedem din ce este formată această avere financiară. Nu este deloc surprinzător. Depozitele bancare reprezintă peste 68% din totalul investițiilor. Urmează fondurile de pensii și valorile mobiliare. Și luăm în calcul corelația risc-randament acum și vedem pe acest grafic pentru a înțelege cum funcționează mintea unui investitor. Avem un grafic realizat de Bursa de Valori, trebuie să precizăm acest lucru, unde vedem că instrumentele de economisire, cum ar fi depozitele bancare sau titlurile de stat, au un risc redus, dar și câștigul este mic. Urmărim graficul și observăm că, dacă ne ducem spre medie, un câștig mediu vine cu un risc moderat și exemplificăm aici plasamentele în acțiuni pe bursă sau cele imobiliare. Undeva la limita între riscul mediu și ridicat sunt metalele prețioase și mărfurile și ajungem la limita superioară a acestui grafic. Un risc ridicat, dar și câștiguri mari au instrumentele financiare derivate, cele care depind de valoarea altui activ, bijuteriile, bunurile de colecție, NFT-urile, adică arta digitală, sau investițiile speculative. Dacă încercăm să facem portretul unui investitor în vârstă de 30 de ani, să spunem, cu un job bine plătit, putem realiza un profil de risc. Ponderea ar fi de 60% investiții pe bursă, iar restul în titluri de stat, să spunem. Dacă are apetență pentru risc, atunci poate merge și către mărfuri, imobiliare sau chiar criptoactive. În concluzie, orice investiție are și un risc, să urmărim ce explică specialiștii. Primul rând, riscul de depreciere, deci pierderea puterii de cumpărare. Noi economisim lună de lună niște bani, salvăm acei bani și în timp inflație cam mănâncă. Câteodată foarte puțin, cum se întâmpla cu 3-4 ani, 2-3% pierdere pe an, câteodată foarte mult, cum a fost ultimii 2-3 ani, când am avut și 16% inflație și dacă țineam banii și produceam un 5-6% pe ei, practic pierdeam 10%. Deci riscul care este întotdeauna prezent este cel de pierdere a puterii de cumpărare. Acela este întotdeauna. Apoi mai vorbim de riscul de fluctuații, de volatilitate. Piața se mișcă sus-jos, sus-jos. Putem investi în orice activ, de la imobiliare la active financiare și putem să pierdem că pierde activul respectiv. Și atunci avem și riscul acesta de volatilitate care iarăși este prezent întotdeauna în investiții. Fondurile de acțiuni pot fi o carte câștigătoare, dar să ne așteptăm la volatilitate și în continuare în industria de fonduri ne așteptăm să vedem fonduri noi lansate, ne așteptăm ca împreună cu autoritatea de supraveghere să putem să schimbăm un pic unele concepte și mă refer la distribuția prin conturi globale, care poate aduce un beneficiu prin prisma vânzării. Da, și continuăm discuția cu specialiștii în platoul Euronews, profesorul de economie Adrian Mitroi. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bine? Foarte interesat de subiectul dumneavoastră. Și domnul Horia Brown Erdei, președinte al Bordului General al unei companii de, să-i spunem, de administrare a investițiilor financiare. Este titulatura corectă, da? Da, e corect. Bun, perfect. Începem discuția de la context pentru a exemplifica apoi cum și cât de bine sau cât de inteligent ar trebui să investim în contextul geopolitic în care ne aflăm, în contextul în care încă inflația este destul de ridicată și avem diverse provocări. Până la urmă, pornim de la lucrul simplu, de la întrebarea simplă. Care este dezideratul? Vrei să investești sau să economisești, domnule profesor? În lumea modernă și complicată a tuturor vânturilor care ne bat în față,
Vă propun o altă abordare. Vreau să-mi satisfac aceste deziderate și trebuie să-mi așez investițiile după dezideratele astea și nu doar să obțin un profit care a ajustat, arăta mai devreme, cu riscul, are alte dimensiune, ci vreau să am bani pentru copil la facultate, vreau să am un fond de rezervă, vreau să am pentru schimbarea ochelarilor, pentru calculatorul cel nou sau pentru mașina cea nouă. Sau pentru atunci, a suplimenta pensia. Și atunci, și am nevoie de o anuitate gen tip investițională. Și atunci toate aranjamentele mele investiționale merg pe ce vreau să mă ajute aceste investiții să fac și nu doar o performanță și o comparație cu fonduri mutuale, ei se compară instituționali și își câștigă pâinea așa în această bătălie la zecimale a performanței superioare unul față de celălalt. Pentru tine ca investitor personal face mai mult sens, nu procentul acela, că nu cu el îți plătești, noi spunem time weighted versus money weighted, nu cu procent îți plătești facturile, dar îți plătești cu sume. Și atunci este important ca să ai sumele potrivite în cantitatea potrivită și la momentul potrivit. Și atunci toată filozofia investițională este ceva mai complicată, dar și mai modestă. Nu este competitivă, ci este legată de individ. Domnule Brown, vorbim și despre costuri de oportunitate, dar până la urmă, pentru că domnul profesor a amintit despre fondurile mutuale, în primul rând, de ce au un risc moderat, și doi, aș vrea să descriem puțin care este modul în care ele funcționează, cum te poți ajuta să investești și să obții randamente bune. Păi, fondurile mutuale sunt în general investiții cu un risc mai limitat, să spunem așa, prin construcția lor, fiindcă e vorba de a gestiona portofolii de instrumente financiare. Deci prin modul cum sunt construite aceste instrumente, aceste vehicule de investiții, există o diversificare pe mai multe paliere. Poate să fie o diversificare pe sectoare economice, poate să fie diversificare și între tipuri de instrumente financiare, pentru că există și fonduri diversificate, fonduri mixte, cum ne spunem noi, sau multiactive. Precum și poate exista și o dimensiune de diversificare geografică, adică nu investiții nu doar pe piața din România, ci și pe piețe internaționale. Și atunci când pornești la drum cu o investiție care este din start diversificată, te expui doar la riscuri majore, sistemice, să spunem așa, nu neapărat atât de mult la riscuri idiosincratice ce țin de un anumit emitent, de o anumită companie, de o anumită țară, de o anumită piață, de anumit sector economic. În plus, față de asta, fondurile mutuale permit investiția aceasta diversificată și investiția alături de mari jucători de pe piețele internaționale cu sume relativ mici, pentru că există o fragmentare a unității de fond. Se poate investi cu sume pornind de la 100 de lei, să spunem, deci relativ modeste, și se poate acumula în mod regulat, în mod gradual, prin investirea acestor sume modeste. Dar ai un control asupra banilor tăi? Ai un control, asta este o altă caracteristică importantă, există o lichiditate mare pentru fondurile deschise de investiții, pentru că există, să zicem, tranzacționare zilnică, poți să subscrii sau să răscumperi zilnic din aceste fonduri și primești banii în câteva zile care necesită de contarea tranzacțiilor pe piață. Pentru fondurile închise, accesul se face la un anumit termen. Fondurile închise sunt, să zicem, un alt animal, un alt tip de animal. În general, pe piața din România vorbim mai mult de fonduri deschise de investiții, este încă dominată de fondurile deschise de investiții. Comportamentul de consum, domnule profesor, pentru că mă uitam pe cifre și dacă este să le descriem, și sunt foarte multe, le știți cu siguranță, are tendința românul să țină banii lichizi, la saltea, cum se spune, în loc să investească și să multiplice banii. E o teamă așa viscerală de ceea ce s-ar putea întâmpla într-un viitor incert? Nu, am studiat asta, e comportamentul consumatorului de servicii financiare, sugerați dumneavoastră în întrebare, din câte înțeleg. Este mentală, în primul rând, ne caracterizează pe toți. Avem nevoie de certitudinea unei sume imediate și ușor accesibile. Chiar dacă instituțional ai un card de credit, care înseamnă bani,
ai un card de debit, salariul tău, care sunt niște bani statici acolo, ai nevoie și această saltea de care spuneți este probabil alegerea pentru omul modern cea mai nefericită. Tu nu câștigi nimic pe banii aceia, te costă, poți să-i pierzi, nu sunt curați, igienic este o problemă și asta, da? Trebuie să dai rest și să dai mărunt, să primești mărunt, o altă grijă pe care o ai, pe când electronic probabil ți-ar fi mai ușor, ca să nu mai vorbesc că bănuții aceia, în loc să stea sub forma cartoanelor, hârtiilor, ar putea să stea într-un cont bancar, minim măcar un cont de economisire, dacă nu unul de depozit, dacă nu un titlu de stat, un fond mutual, un fond de investiții, ai multe opțiuni frumoase pe curba dumneavoastră, dar cea mai contraperformantă opțiune este aceea de cash. Când stai pe cash-ul ăla, am o veste proastă. Finanțez cash-ul acela, te costă inflația, cel puțin, minus 7. Randamentul cash-ului este minus 5, minus 7. Da? Este în regulă. Cât de atenți suntem la supermarket, la diferențe, la prețuri, da? La benzină, la motorină, iar cu banii noștri, minus 7 pe an. Am exagerat un pic, dar înțelegeți ideea. Este în regulă să-i risipim. Nu este în regulă. De aceea, omul modern știe și este obligat să-și pună bănuții lui la lucru. Domnule Brown, să le dăm niște sfaturi oamenilor, pentru că de aceea ne-am întâlnit aici, să înțeleagă cum funcționează un fond și cum poate obține un randament bun o persoană. Să zicem, luăm câteva paliere, o persoană tânără, undeva cu niște ani de activitate, cu un job, să zicem, bun, după ce a schimbat vreo două joburi, să spunem undeva la 30 de ani, care și-a întemeiat deja o familie, are poate un copil, doi, și vrea să investească. Deja are un procent bun din venituri pe care îl alocă economiilor și vrea să investească, să multiplice acei bani. Cum ar putea să diversifice în așa fel încât, nu știu, să managerieze și riscul suficient de bine? Păi, în primul rând că e foarte adevărat, inflația în ziua de azi este principalul dușman al, să zicem, investitorului pasiv, pentru că trebuie să fii în mișcare tot timpul, trebuie să alergi după investiții, să faci ca banii tăi să producă ceva, pentru că valoarea banilor se erodează. Și atunci, pornind de la acest aspect, din păcate, nu e atât de simplu să construiești un portofoliu în care să câștigi ceva și să nu fii expus riscului. Deci, în mod inerent, în contextul actual, cred că e nevoie de ceva risc într-un portofoliu de investiții atunci când îți construiești... Care ar trebui să fie procentul de risc? Asta depinde marca. Foarte mult de caracteristicile fiecărei persoane. Cu cât ești mai tânăr și mai, zicem, mai un orizont mai lung de investiții, ai mai puține obligații financiare, să spunem, în perioada imediat următoare, cu atât capacitatea de a suporta risc financiar este ceva mai mare. De asemenea, dacă pornești de la un nivel de avere mai ridicat, iarăși capacitatea de absorpție a unor șocuri financiare este mai mare, deci alocarea pe instrumente cu risc mai ridicat trebuie să fie mai importantă. Dar atenție aici... Ați recomanda și acele, aminteați mai devreme despre fondurile mixte. Ați fondurile merge mixte până sunt la cea mai simplă variantă de a merge cu un plan de investiții, pentru că din start ai, să zicem, o diversificare și ai o combinație de, pe de-o parte, active riscante care îți oferă creștere, pe de altă parte, active cu risc mai ridicat și cu o stabilitate a prețurilor ceva mai mare. De unde să pornească, cu ce sumă și ce randamente ar fi, să spunem, în cazul în care vrea răscumpărare după o perioadă? Pe cât timp ar fi rentabil să investească? Fondurile de investiții deschise nu au neapărat un termen. Adică depinde de planul fiecăruia cât de mult sau care este obiectivul financiar pentru care se pregătește. Dacă nu ai un plan foarte bine definit, atunci probabil nici investiția nu trebuie să o gândești ca una ca având care să aibă un anumit termen. Pentru că întotdeauna când lichidezi o investiție într-un anumit moment, există riscul ca conjunctura de piață să fie nefavorabilă. Poate să fie și favorabilă, poți să ai noroc, dar poți să ai și ghinion. Cu deci cât orizontul nu trebuie e să mai te lung, raportezi la poza de moment, da? Nu, cu cât orizontul e mai lung, cu atât riscul acesta al momentului investiției, de riscul de timing este mai redus. Da, domnule profesor, stingem datorii
sau investim? Ce minunat ne-ați intuit. Ce vorbiți dumneavoastră, vorbiți de anul 3 de facultate, de investiții. La anul 2 predăm altceva, finanțe personale. Și punem întrebări clientului. Ce datorii ai? Unde stai? Ai ipotecar? Păi dacă tu ai ipotecar și cât este dobânda la ipotecarul tău? 10%. Da? Și tu câștigi pe contul tău de, să zicem că ți-ai făcut un depozit sau niște titluri de stat. Dar hai să zicem că ai un depozit la 3 luni, ești la 5%, da? Deci tu, cash-ul tău, valoros, câștigă 5% pe an, tu pe toată, atenție, expunerea ta care o ai la bancă, datoria ta, plătești 10%. Și atunci primul sfat în finanțele personale, nu investiționale, este plătește cât poți de mult în avans. Deci prima investiție deșteaptă este să-ți plătești creditul cât poți de mult. A doua, controlează-ți costurile. Fii foarte atent la costurile de administrare. Adică, dacă ai investit, nu faci trading. Te costă foarte mult. Lași ala long. A treia sfat de finanțe personale. Ca să vă răspund ce trebuie să faceți cu banii, trebuie să-mi spuneți la ce vă trebuie banii. Și atunci, când începeți să-mi spuneți, vreau să iau o casă, să zice, sau o mașină, vă întreb, în cât timp? În 5 ani de zile. Înseamnă că aveți un orizont suficient de timp pentru niște titluri de stat cu scadența în 5 ani de zile, acțiuni pe long și cu dividende, dar și pe o perioadă substanțială, poate niște fonduri mutuale. Deci după ce ați răspuns la întrebările acestea dificile și care necesită și o autoanaliză, începe să primiți și sfaturile. Așa doar competiția, atenție, între cifre, o lăsăm instituționalilor. Pentru noi, la nivel personal, contează sumele și obligațiile care le mai avem, dar și datoriile care le avem acum. În funcție de ele trebuie să gândim tot portofoliul nostru personal. Și vorbeam despre diversificare și acea corelație între riscuri și randamente. Am văzut acel grafic. Vă propun să discutăm câteva minute și cu o persoană. Este un manager la o firmă care se ocupă de investiții în aur. Atenție! Aurul a atins așa un maxim istoric, cel puțin în ultimii ani. Victor Dima, pe numele său. Bun găsit! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Foarte pe scurt, pentru că timpul este dușmanul nostru. De ce să investim în aur? Cum o facem? Și hai să spunem care este suma minimă de investit și ce recomandați? Care ar fi ghidul investitorului în aur? În primul rând, orice persoană care investește într-un activ, că vorbim de aur sau orice altceva, trebuie să înțeleagă exact cum funcționează. Atunci când vorbim de aurul de investiții, vorbim de un activ ce oferă o protecție împotriva inflației, este un activ în care atât instituțiile cât și persoanele fizice se îndreaptă în momente de criză, să spunem, sau în momente incerte pe piețele monetare. După cum am spus, aurul trebuie adăugat portofoliului oricărui investitor din punctul meu de vedere și ar trebui să avem în vedere că acesta are un randament, să spunem, pe perioade lungi, vorbind de o investiție de minim 5-10 ani, cel puțin asta recomand atunci când vorbim de investiția în aur. Și nu este o investiție care te poate face neapărat mai bogat peste noapte sau peste perioade scurte de timp. Este mai mult o protecție, să spunem, față de tot ce se întâmplă pe piețele financiare, pentru că există aurul fizic, pe care, comparativ cu alte bunuri financiare, îl ai propriu-zis în mână și îl poți tranzacționa fiind lichid la nivel internațional. Bun. Spuneți-mi atunci care ar fi perioadele sau și marjele de câștig la perioadele recomandate pentru investiția în aur? Când vorbim de investiția în aur, nu vorbim neapărat de o marjă, să spunem, de câștig, pentru că există tot timpul anumite impacturi pe piețele internaționale și pot afecta prețul și implicit și momentul în care te decizi să-ți lichidizezi o astfel de investiție. Cum am spus, nu există un moment oportun pentru a investi în aur. Și consider că ar trebui fiecare investitor să aibă în portofoliul lui o parte alocată. Adică, în principiu, diversitatea este importantă atunci când îți formezi un portofoliu de investiții. Dar, dacă este să o luăm comparativ, aurul a dovedit că și-a păstrat paritatea cu restul bunurilor din piață. Și mă refer aici bunuri precum imobile, pământuri sau alte active reale.
comparativ cu banii fiat, care tot timpul au existat fluctuații favorabile sau nefavorabile. E regulă, mulțumesc mult pentru lămuriri și pentru final, pentru a trage o concluzie. E adevărat, totul este comprimat, dar haideți să vedem așa, dacă avem niște paliere, dacă am economisit niște bani, și nu vorbim aici de 1000 de euro, hai să spunem așa niște paliere undeva mai sus. 10.000, 50.000 de euro, 100.000, cine poate să investească și să economisească 100.000, care ar fi recomandările, domnule Brown, apoi domnul profesor pentru final? Recomandările ar fi să avem o bază solidă formată dintr-un portofoliu diversificat de investiții, în care să avem și active precum sunt acțiunile, care participă la creșterea economică, pentru că la modul general, economia crește și e păcat să nu participăm la această creștere ca investitori, mai ales dacă vorbim de economia României. Și o componentă, sigur, de stabilitate, trebuie să existe și acea rezervă de lichiditate pentru situații nefavorabile. Și după aceea putem începe să vorbim de conjuncturi, de timing, de pe ce anume să accentuezi, poate mai mult pe acțiuni dacă e o perioadă de elan economic, poate mai mult pe obligațiuni dacă e perioadă de recesiune, poate și mărfuri și aur în perioade când avem creștere mică și inflație ridicată, perioade de stagflație, atunci se potrivesc destul de bine. Și sigur, pentru cei care doresc să prindă și un pic de adrenalină, să simtă mai multă agitație legat de fenomenul investițiilor, există loc și pentru genul de investiții mai speculative, dar trebuie menținute într-o marjă mai mică. Domnule profesor, cea mai simplă variantă, 30 de ani, spuneați, atunci 30% pe titluri de stat sau depozite sau fonduri mutuale, 70% pe active cu risc, preponderent acțiuni. Dacă te miști un pic și pentru aur și pentru criptomonede, este altceva. 30-70, vârsta ta în active fără risc, 100 minus vârsta ta în active cu risc. Foarte interesant, vă mulțumesc mult pentru participare, vă mai aștept pentru că ne așteaptă și pe noi vremuri interesante și este foarte important în ce investim și când mai ales. La economia.eu ne-am propus să vă prezentăm săptămânal informații de interes din cele mai importante domenii care ne influențează cel mai tare viața de zi cu zi. Cât mai costă este rubrica în care vă oferim cele mai relevante date despre prețuri. Astăzi vă spunem cât mai costă acțiunile băncilor la Bursa de Valori București. Noi ne referim la cele mari. În jurul prânzului, acțiunile Băncii Transilvania se tranzacționau cu 31 de lei, acțiunile Erste Group Bank cu 225 de lei, iar cele ale BRD se vindeau la prețul de 18 lei și 90 de bani. Este important de menționat și ce performanță a avut întregul sistem bancar în primul trimestru. Profitul cumulat a ajuns la 3,7 miliarde de lei, cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, peste, potrivit datelor oficiale. În ultimele 3 luni ale anului 2023, profitul netrealizat de cele 32 de bănci active din România a fost de 3,1 miliarde de lei. Dobânzile ridicate și inflația au contribuit la aceste rezultate. Și într-un mediu economic marcat de amenințări și vești negative, păstrarea realismului este esențială. Mai mult, într-un an electoral, este important să nu se tulbure climatul economic cu reglementări populiste. Sunt doar câteva dintre temele dezbătute de specialiști și jurnaliști în cadrul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Urmărim materialul. Încep acum cu primul punct. Impactul inflației, al dobânzilor, că avem mai multe alegeri, de un mega an, super an electoral în România și un război lângă graniță. Cred că umorul ne va salva mereu, pentru că, apropo de a seta tonul discuției, atunci când te-am auzit spunând alegeri, război, da, dobândă, da, inflație, și le-am spus așa, știi, dramatic. Deja ne apucă teama și atunci mă gândesc că știu o poantă care zice că pesimistul vede întunericul din tunel, optimistul vede lumina, realistul vede lumina,
luminile de la tren, dar mecanicul de locomotivă îi vede pe ăștia toți trei cum se tem. Mi-ar prinde bine să fim mecanicul de locomotivă optimist, care vede lucrurile în felul următor. Întâi de toate că nu numai România se întâmplă tot ce ai descris tu acum. Inflația, și despre inflație vorbesc și, foarte multe țări. Da. Exact. Și alegeri sunt în corect. Foarte multe țări. Se aruncă multe idei pe piață. Exact. Care, mă rog, au doar o componentă politică și nu neapărat una economică, dar care vin să creeze tensiune până la urmă și incertitudine. Nu ar trebui alimentată populația atât de mult cu știri pesimiste și situații de criză și o să dormim prin beciuri sau știu eu ce alte idei care creează panică. Eu tot timpul spun, banii trebuie să circule. Ca să existe masă monetară, banii trebuie să circule, lumea trebuie să fie încurajată să creeze consum, ca să se încurajeze și producția. Și circulația asta a banilor... Nu putem uita, încrederea investitorilor e dată de un climat social și economic stabil și ne-am dorit să alegem în așa fel încât să se realizeze acest climat stabil. Atunci când apar inițiative legislative, este extrem de important ca toate părțile implicate să fie consultate, să evităm populismul, să ne gândim când avem un deficit bugetar că prima soluție nu este să te duci contra agenților economici să-i taxezi, ca să ai grijă în an electoral să nu tulburi climatul. Este reală, din punctul tău de vedere, această scădere a nivelului de trai sau este numai o percepție până la urmă? Ce crezi? Eu aș începe cu niște cifre ca să lăsăm ascultătorii să își tragă singur concluzia. PIB-ul pe cap de locuitor în România în acest moment este la aproape 7% din media Europei. Aș mai adăuga o componentă, speranța de viață. Speranța de viață a crescut în ultima vreme, suntem undeva la 76, aproape 77 de ani, adevărat, ca medie. Costul vieții în România e undeva la 4-6% mai mic decât în America. Suntem la cele două capitole, nevoi de bază și oportunități, în top 50 state din lume.